găsit, oameni dragi, la pastila de credință numită Pelerin Urban. Sunt doar Machiavelli, creștinul cel vesel. Dar mă simt cam singur. Ia să vedem unde este prietenul meu, părintele Dan Damaschin. Oh, părinte! Doamne ajută, Hristos a înviat. Bine ne revedem, Doamne ajută. Haideți să mă ascundeți de ploaie, v-a pregătit o umbrelă. Da, mulțumesc, e bine venit pe vremea asta. Părinte, este momentul pentru cel de-al cincilea episod din emisiunea de mare succes internațional, Pelerin Urban. Credeam că e cosmic, dar dacă e, și așa e bine. O să ajungem și cosmic. Am convenit împreună să mergem direct la sursă și să vorbim despre Dumnezeu. Frumoasă temă. Frumoasă și temă. Veșnic actuală. Ok, haideți să vă spun ce am citit eu pe internet despre Dumnezeu. Deci Biserica Ortodoxă Română, pe site-ul oficial patriarhia.ro, referitor la Dumnezeu, afirmă: cu mijloacele minții omenești și ale firii înconjurătoare, noi știm că Dumnezeu există, dar nu știm ce este El în sine, în ființa Lui. Părinte, concret, de ce nu-L vedem pe Dumnezeu? L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Păi, nimeni nu a văzut mintea noastră, nimeni n-a văzut electricitatea prin firul ăla mai mare sau mai mic și totuși știm că ele există. Sau nu le-am văzut, dar le văd oameni de știință. E, ca ei stau cu lupa și cu microscopul. Ei, și în cei care stau cu lupa și văd electronul, văd... Și acolo este Dumnezeu? Nu, așa cum un om de știință vede și celula și electronul, oamenii de știință în Dumnezeu, care sunt nu teologii, ci sfinții, îl văd pe Dumnezeu. Al vedea pe Dumnezeu presupune mai întâi o legătură profundă cu tot ceea ce înseamnă modul de viață duhovnicesc. Dacă vrei să-L vezi, vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te sfințești. Altă cale nu există. Locuiește Dumnezeu undeva anume? Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu este în ceruri, Dumnezeu este inima noastră, Dumnezeu este în fiecare moleculă din creație, prin puterea și prin harul Duhului Sfânt. Pretutindeni. Dumnezeu este descris în icoane, în diverse picturi renașentiste, până în epoca noastră postmodernistă și actuală, ca un moșuleț cu barbă. Am înțeles că Dumnezeu este nemuritor. De ce El descrie oamenii ca un moșuleț care a îmbătrânit? Păi, în primul rând, nu doar ca un moș cu barbă. Dumnezeu s-a arătat lumii ca un tânăr, Domnul Iisus Hristos, pruncul și răstignitul de pe cruce, iar imaginea moșului cu barbă este Tatăl, prima persoană a Sfintei Treimi. Noi știm că pe Tatăl nu l-a văzut nimeni, doar că reprezentarea lui iconografică, pentru cei care nu știu carte, este ca o persoană care ajunge la o maturitate, o persoană care le poate ști pe toate, adică atot știutor, atot puternic, atoate titor, cum este bătrânul, bunicul sau părintele nostru în viața reală. De altfel, regulile sau canoanele iconografice nu recomandă sau nu-L prezintă pe Dumnezeu Tatăl ca fiind bătrânul cel vechi de zile. Apare așadar ca un bătrân cu barbă pentru că oamenii își imaginează pe Dumnezeu ca cel vechi de zile, cel care a fost înainte de a fi toate în lumea aceasta. Părinte, pentru tot poporul, creaționism versus evoluționism, cine are dreptate? E simplu. Dacă noi credem că ne tragem din maimuță, așa cum spune filozofia ateie, marxistă, și cu un pic de Davis în ea, ar trebui ca această mașină, ce este un BMW acolo, să o desfacem acum în vreo, eu știu, 10.000 de piese, oare? Și să o întindem în toată parcarea primăriei, iar nu acum, în 10 ani, într-o sută, într-o mie sau un miliard de ani, să ne întâlnim din cer, poate, cu acest BMW în stare pură. Dacă e să credem în evoluționism. Eu zic că nu se poate și orice minte, oricât de, eu știu, pregătit ar fi, refuză să creadă o asemenea anomalie. În realitate, adevărații oameni de știință sunt oameni profund religioși, iar creaționismul pe care Biblia îl prezintă ca fiind unica formă de apariție a omului în lume, este cea care, ne știți de ce, o rațiune atât de mare ca lui Dumnezeu le poate conduce pe toate. Sau, dacă vrei altfel, punem tot alfabetul pe care l-ai învățat la școală într-o cutie, îl amestecăm bine și va ieși Lucea fărul lui Eminescu. Cam asta ar fi, dacă vrei tu,
să spunem, tema evoluționism versus creaționism. Nici o minte sănătoasă nu poate concepe că acest BMW să facă singur prin niște forțe care țin de evoluție, cu atât mai puțin cu omul, care este, cred că, de 1.000.000 de ori mai complex decât orice BMW în lumea aceasta, nu putea ajunge așa ca mine, bărbat frumos, deștept și, desigur, harnic, dacă nu ar fi fost o rațiune supremă, care e rațiunea lui Dumnezeu. Părinte, toți spuneți că Dumnezeu este bun, că este atot știutor. Atunci, de ce se întâmplă toate răutățile astea în lume? Este o discuție mai amplă, dar o să o sintetizăm în câteva fraze, dar ca să nu cadă că ploaie este rolul Dumnezeu, hai să intrăm puțin să sare ceva. Haideți, mai adăpostim puțin. Bănesc că aveți un ceai pe acolo. Găsim și un ceai. Ciprian, bine ai venit la noi. Îți prezint aici între discuția noastră și cabinetul de consultații și terapie. Mie mi se pare o sală de forță. O aici. Sală de forță sufletească, pentru că aici s-a investit multă dragoste și, într-adevăr, aici se formează multe caractere. Și legat de răul din lume, pe care tu spuneai că Dumnezeu îl tolerează sau îl provoacă, trebuie să știi că răul în lume, oamenii răi îl provoacă. Iar lipsa lui Dumnezeu din viața omului duce la anumite catastrofe. De pildă, nepte să spui că al doilea război mondial a făcut Dumnezeu. Au fost oameni căpcăuni ca Hitler și ca Stalin sau exact. Știu că alții ca el și care au dus la moartea zeci de milioane de oameni. Aici este clar că nu este decât îngăduința lui Dumnezeu ca prin încercări și necazuri oameni să se sfințească. Părinte, de-a că aveți doi prieteni aici. Da, Doamne ajută, el este Lucian și Roxana, terapeuții noștri, care lucrează cu copilașii bolnăvior, cei care se nasc. În ce sens lucrează? Îi ajută din punct de vedere kinetoterapeutic, fizic? Da, din punct de vedere fizic. Copiii care se nasc cu mai puține lucruri bune, așa cum le-au unii pe toate, au nevoie de mult ajutor și aici, de câteva luni, Roxana și Lucian, zi de zi, zeci de copii vin și fac terapie pentru a dezvolta motric, așa spuneți, nu? Așa, și emoțional, așa. Așa fel cât ajutăm ca aceste mame copilul să se integreze cât mai bine în societate. Părinte, am o întrebare. Dacă tot spuneți că Dumnezeu este bun, de ce sunt atât de mulți copii bolnavi? Da. Bună întrebare. Bună întrebare. Tot mă măcine și pe mine de copil întrebare. Minge la filofil. Ridicat ca hale de minge la filofil. Bolile noastre au, desigur, o origine a răului, că altfel nu poate fi gândită boala ca fi ceva bun. Dar atunci când vorbim de o boală, fie că vorbim la cei mai mari o boală, ca Dumnezeu îngăduie o suferință ca omul să facă bun, fie că îngăduie o boală la un alt nivel, de la un copil, ca și familia și toți cei dragi să facă mai bun. Cu alte cuvinte, o boală pentru un copil cu care lucrați voi zi de zi nu ar trebui să ca o pedeapsă de la un Dumnezeu răzbunător, ci ca o mână întinsă de Dumnezeu unei familii pentru a se sfinți și a se pregăti pentru o viață și mai frumoasă și mai curată. Scopul omului în lume nu este să atingă 80-90% de ani și aici să termine cu totul, ci scopul omului în lume este acela de a se sfinți și a-și dobândi viața cea veșnică. Iar boala unui copil într-o familie, cum avem noi 10 și 100 de familii cu copii bolnavi, nu este altceva decât mână pe Dumnezeu le oferă sau examen la care îi se pune că această familie, prin rugăciune mai multă, prin dragoste mai mult alocată copilului bolnăvior și, desigur, prin osteneală, că altfel nu merge, acești oameni să se sfințească și astfel Dumnezeu îngăduie o boală pentru copil ca o familie întreagă să se sfințească. Aceste întrebări pe care noi vi le-am adresat aparțin, de fapt, copilașilor. E adevărat. Asta înseamnă că noi... Ei nu sunt pregătiți. Asta înseamnă că noi, cei care suntem în viața acestor copii, atunci să facem tot ceea ce este în putință, ca prin dragostea noastră, prin jertfa noastră și, eu știu, prin credința noastră, să înălțăm copilul pe Dumnezeu așa cum este El. Bun, milostiv, iertător pentru cei care greșim și, desigur, un Dumnezeu care ne copleșește cu așa, măi mie, avea Ștaiha de o vorbă, Dumnezeu este ca un boier. Nu că spune în traistă. Dumnezeu când îți dă, îți spune și te copleșește, ca un boier. Numai că bunătatea Lui este una care trece de mintea noastră, de astfel noastre, mărunte. Părinte,
Un ateu care face fapte bune, totuși, este iubit de Dumnezeu? Dragul Dumnezeu ne iubește pe toți, și pe atei, și pe... Arătați pe mine, așa sau e simplificat? Da. Către... Nu, că eu cred în Dumnezeu. Către primărie, către Consiliul Județean, către biserica mea. Așa, Dumnezeu ne iubește pe toți. Fapta bună pe care o facem, nu o facem pentru noi înșine, ci o facem pentru a ta iubirea față de aproapele, iubire care urcă la Dumnezeu. Din păcate, mult prea multe fapte se fac doar pentru publicitate, mult prea multe fapte se fac doar pentru a ne hrăni orgoliul nostru personal și prea puține pentru a ajunge la inima celui smerit, năpăstuit sau bolnav. Nu cred, de altfel, că un ateu va face cu adevărat o faptă bună în viața aceasta. Părinte, mulțumim tare mult. Să mulțumim și echipei dumneavoastră care are grijă de copilași. La purtare bine. Asemenea. Și nu uitați, niciodată nu este prea târziu să ne schimbăm cu toți în bine. Părinte, Doamne ajută, Hristos a venit încă o dată. Mergeți cu Dumnezeu adevărat. Mergeți cu Dumnezeu.